În cazul extracției măselelor de minte incluse, mai întâi se taie gingia, după care se taie osul care acoperă dintele. Inclus înseamnă că dintele este acoperit cel puțin de gingie, dacă nu chiar de os, nu se vede în cavitatea bucală. Pentru că extracțiile sunt mai laborioase și mai dificile, este mult mai sigur pentru pacient ca medicul să taie dintele în bucăți mici și să le scoată pe rând pentru a fi mai puțin traumatic pentru pacient și pentru ca pacientul să se umfle mai puțin și să aibă disconfort scăzut. Se nivelează osul, se închide gingia și se coase și se ține rece